Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Dacă mai țineți minte, făcusem un clip cu acest kit de amplificare audio mono cu TPA-3110, unde spusesem că integratul TPA ar fi de vină pentru semnalul distorsionat de pe ieșire. Și mai spusesem că ar fi slabe șanse în a fi de vină filtrul LC de pe ieșire. Dar se pare că m-am înșelat. A fost de la filtrul cu care a venit acest kit. Acesta a venit cu două inductoare de 10 microhenry și două condensatoare foarte mici. O să le măsurăm imediat. Trebuie să le iau cu penseta. Iar acum să le măsurăm cu acest LCR tester. Prima dată condensatoarele sunt foarte mici. Să nu-l pierd. Da, din păcate un condensator cred că l-am cam pierdut. E foarte mic. E de un nanofarad. Să nu pierd și pe acesta. E aproape de un nanofarad. Și unul și altul. Iar inductoarele sunt de 10 microhenry. Unul dintre ele, 11. Iar al doilea de 9,5 microhenry. Da. Pare că e o diferență între ele. Eu am pus două de 33 de microhenry. Hai să le măsurăm, chiar dacă sunt în circuit. Trebuie să fie cât de cât în regulă. Va măsura probabil un pic diferit, dar 33,3. Celălalt 33. Iar condensatoarele de la UIMA sunt de un microfarad și unul și celălalt undeva pe aproape. Da? Aproximativ un microfarad. Condensatoare nepolarizate din poliester. Să măsurăm răspunsul în frecvență. Avem osciloscop în partea dreaptă. Vom măsura răspunsul în frecvență adăugând pe ieșire o impedanță de 8 ohmi. Avem amplificatorul în partea stângă. Generatorul de semnal undeva prin zona asta. Din păcate nu am reușit să-l introduc în cameră destul de bine. Am alimentat montajul, kitul de amplificare la 12V. Am pornit. Am reglat la 1 kHz, doar ca reper deocamdată. Și amplitudinea de 12V vârf la vârf, undeva pe aici, cât de cât. Deci, țineți minte, zona asta e doar ca reper. Observăm că la aproximativ 20 Hz atenuarea este practic cam inexistentă, extrem de puțin. Frecvențele joase sunt amplificate în regulă. Mai departe să vedem frecvențele medii înalte. Aici știm deja. Să vedem unde începe să atenueze pe frecvențele medii înalte și înalte. Începe să atenueze, dar foarte puțin. Avem 6 kHz. Și încă nu avem o atenuare masivă. Chiar e foarte bine. 14 kHz. Chiar e foarte bine. 20 de kHz. Și avem o atenuare din 12V la vârf la 11V la vârf. Chiar e foarte bine. Mai departe, peste 20 de kHz chiar nu ne interesează. De aici atenuează pentru că există acel filtru L ce trece jos de pe ieșire, care taie de la 27 kHz în sus. Da, chiar nu e rău. Este bine. Să verificăm și puterea acestui kit mono cu TPA-3110. Vom măsura alimentând montajul la 12V, 16V și 24V. Pe impedanță de 4 ohmi la 12 și la 16V, iar pe impedanță de 8 ohmi la toate cele 3 tensiuni, de 12, 16 și 24V. Am alimentat kitul acum la 12V. Hai să punem pe 4 ohmi impedanță, punem două rezistoare de câte 8 ohmi în paralel. E reglat la 1 kHz și să creștem amplitudinea, să vedem unde intră în clipping. A intrat în clipping
undeva pe la 20 de volți vârf la vârf. Să scoatem un rezistor de 8 ohmi pentru a măsura pe 8 ohmi. Anterior a fost pe 4 ohmi. A intrat în clipping, aproximativ 22 de volți vârf la vârf. Am alimentat la 16 volți, am pus două rezistoare de 8 ohmi în paralel pentru impedanța de 4 ohmi. Să vedem acum. A intrat în clipping. De volți vârf la vârf. Pe 4 ohmi. Să scoatem un rezistor de 8 ohmi. Acum avem pe 8 ohmi impedanță. A intrat în clipping. 29 de volți vârf la vârf. Iar acum la 24 de volți, însă doar pe impedanță de 8 ohmi. Un moment. A intrat în clipping. Aproximativ 44 de volți vârf la vârf. Iar acum, ca demonstrație și pe 4 ohmi, doar ca să vă arăt că de fapt el nu poate funcționa pe 4 ohmi alimentând kitul la 24 de volți, probabil doar la început, cerând o putere mică pe el, porni sursa de semnal. Vedem că aici pare totul în regulă, da? Însă dacă vom crește mai mult, vedem că na, cumva limitează. Da? Probabil intră în protecție termică. Da, probabil. Și ultimul test. Vom vedea și cum arată un semnal dreptunghiular la ieșirea acestui kit pe impedanță de 8 ohmi. Da? Cam așa arată la 1 kHz, la 3-4 kHz. Cam 10 kHz. Da, cam acesta a fost testul cu semnal dreptunghiular. Să tragem și concluziile. Kitul acesta cu TPA 3110 în configurație mono. Observăm că dacă îl alimentăm la 12V pe 4 ohmi avem 12,5 W, pe 8 ohmi 7,5 W, alimentând la 16V pe 4 ohmi aproape de 23 W, pe 8 ohmi 13 W, iar la 24 V avem puterea de 30 W pe 8 ohmi. Pe 4 ohmi nu se poate, v-am și demonstrat de ce. Pe 4 ohmi doar până în 16V, probabil și puțin mai mult, nu am verificat. Răspunsul în frecvență pe 8 ohmi, deoarece filtrul pe ieșire este ales pentru această impedanță, am observat că este unul chiar spre foarte bun, nu e rău. Aș putea spune că în audiții nu se simte acea atenuare pe joase sau pe medii înalte, aproape sigur nu se simte. Și morala este că mare atenție la filtrele de pe ieșire. Au să observa că am pus inductoare de 33 de microhenry și condensatoare de la Wima de 1 microfarad din poliester și sunt mulțumit. Au să observa că semnalul dreptunghiular la 1 kHz arată chiar foarte bine, nu e rău. Ar mai fi un lucru care trebuie menționat, mă gândesc că ar putea fi util pentru cei care doresc să achiziționeze sau au achiziționat acest kit. Este că dacă alimentăm montajul la 24V, e nevoie de un semnal de pe intrare mult mai mare. Nu foarte mult, dar totuși. Spre exemplu, la 12V, pentru a intra în clipping pe 8 ohmi, e nevoie de un semnal de 2,3 V vârf la vârf, asta înseamnă 0,8 V RMS. La 16V, pentru a intra în clipping pe 8 ohmi, e nevoie de 3 V vârf la vârf, adică 1 V RMS.
Deci în cele două cazuri, la 12V și la 16V, la 16V, ca exemplu, ar putea fi folosit din placa de sunet normală. Marea majoritate a plăcilor de sunet pot până într-un volt, poate un pic mai mult, cred, nu mai mult. Placa mea de sunet, ca exemplu, pe ieșirea din spate, către boxe, se poate un maxim de 3V vârf la vârf, verificat de mine. Iar pe ieșirea pentru căști, pondeau la 3,7V vârf la vârf. Asta înseamnă că în cazul în care alimentăm la 24V și impedanță de 8 ohmi, din acea placă de sunet, Asus Sonar, de pe ieșirea pentru căști, nu o să pot folosi la puterea maximă. Am reușit testând undeva pe la 20W. Pe intrare, cam 3,7V vârf la vârf, 1,3V RMS, da, cam în jurul puterii pe ieșire de 20W. Dacă am avea 1V vârf la vârf pe intrarea acestui kit, măsura de mine tot la fel undeva pe la 15W, nu mai mult. Deci trebuie să țineți cont că e nevoie de un semnal destul de puternic pe intrarea acestui kit, dacă alimentăm montajul la 24V. Acest kit cu TPA310, în varianta mono, dacă am observat eu bine pe PCB, câștigul este, amplificarea este de 20 decibeli. Asta pentru că cei doi pini, gain 1, gain 0, practic pinul 5 și pinul 6, sunt puse la masă. Eu am citit în datasheet, dar nu am înțeles prea bine cum trebuie legat 5 și 6, astfel încât să am un câștig mai mare. Deci pentru a avea un amplificare, un câștig de 36 decibeli, e nevoie ambii pini să fie trecuți la 1. Dar nu am înțeles cum trebuie să e destul de clar. Ar fi niște informații că trebuie pondea pe la 2V pe pinul respectiv. Dar nu înțeleg, cumva trebuie să fac un divizor de tensiune cu ajutorul rezistorilor. Nu spune ceva concret cum să fac acest lucru. Așa că m-am lăsat pe gubaș. Cam aici să termin acest clip privind testarea acestui kit mono cu TPA310. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!